CSM Ioveni a obținut un punct în fața unei echipe puternice a seriei FCM Târgu Mureș, scorul după cele 90 de minute fiind 1-1. Președintele grupării argeșene, Dumitru Olteanu, consideră că evoluția jucătorilor a fost destul de bună. Gazdele au condus cu 1-0, argeșenii egalând în extremis prin mijlocașul Panait. Așa cum ne așteptam, meciul la Târgu Mureș a fost destul de dificil, un meci echilibrat. A fost două reprize distincte, o primă repriză echilibrată în care ambele echipe au avut ocazii. Noi am avut și o lovitură de mână la 11 metri, un hands în careu pe care arbitru din păcate nu l-a acordat. A văzut acest lucru întreg stadionul. A urmat o a doua repriză în care gazdele au început mai bine, au reușit să deschidă și scorul pe un contraatac al nostru, a prins descoperiți și au reușit să înscrie. Îmbucurător, după ce am primit golul, și echipa a ieșit la joc, a dominat ultimele 20 de minute și a reușit să egaleze în extremis. Este un punct câștigat, un meci egal echitabil din punctul meu de vedere. Noul tehnician al galbenverzilor, Iordan Eftimi, a folosit echipa Popescu, Zaharia, Bogdan Stoica, Pasăre, Dumitrache, Mazilu, Boboc, Gălan, Biceanu, Ionut Stancu, Aiza, Vintilă și Arnăutu. O echipă bună, o echipă bună cu mulți jucători care au activat în Liga 1 și care într-adevăr ne-a pus probleme. Dar dacă eram puțin mai atenți și, cum a zis, dacă și arbitru acorda acel lovitură de la 11 metri prin hands-ul din careu, poate altul era rezultatul. Nu au jucat Olteanu, fiind suspendat, Dragalina și Năstăsie fiind accidentați, însă cei care le-au luat locul s-au descurcat foarte bine, a declarat președintele Dumitru Olteanu.